deja foarte bine piesa Your Love de la ITB și Topic. Uite că am început săptămâna și pe drum cu prioritate. Cătălin Striblea a venit chiar mai devreme astăzi, dar înțeleg că e o excepție. Excepție, mâine vin la ora stabilită, adică la 3:20, dar astăzi mă grăbesc la 3:10 pentru că vreau să vă anunț eu că la ora 4 președintele Statelor Unite, domnul Biden, participă la o ședință, la o întrunire, să zicem, a țărilor NATO din flancul estic, ședință coordonată de la București. Începe rațiunea zilei chiar acum. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. E o știre importantă, nu? În fiecare zi se întâmplă întâlniri de genul ăsta. Da, este o întrunire coordonată de președintele României, Klaus Iohannis. El este organizatorul de această dată a summitului. Mie nu-mi place să zic summit, că avem și cuvinte în românește, a întâlnirii B9. Grupul ăsta este un grup care se numește B9, cuprinde țări din estul NATO și oamenii, în mod evident, că au interese comune. Știți aici la ce țări mă refer, e vorba de Polonia, Estonia, Lituania și așa mai departe, cei care suntem legați de un trecut comun și mai ales de relația noastră cu Rusia. Nu e absolut nicio, cum să zic, îndoială și nici oamenii nu s-au ferit să spună că această întrunire este legată de acțiunile Rusiei în partea ucraineană, deci la granița cu Ucraina. Care nu s-au liniștit complet. Americanii acum câteva zile au spus că mai sunt câteva zeci de mii de soldați masați în zonă. Cam 80 de mii au rămas, au fost și mai mulți. Rusia a spus, domnule, nu e mare lucru ce facem noi. Sunt niște manevre militare, dar semne de îndoială au existat pentru că, nu uitați, Rusia pur și simplu a ocupat două părți din teritoriul ucrainian și nu a mai dat înapoi. E vorba de ceea ce astăzi arată ca o enclavă pe teritoriul Ucrainei, zona aceea Donetskului, și de Crimeea. Niciuna dintre sancțiunile internaționale nu a funcționat în zona respectivă. Din când în când, în zona Donetskului au loc și lupte, mai mor oameni, adică situația tensionată a rămas. Iar dar Rusia a recunoscut o dată oficial că a fost implicată în ocuparea Crimeei? Nu, dar Rusia este, cum să zic, este doar de pavăză acolo. Astăzi, când lumea a văzut din nou concentrarea asta de forțe, plus diverse acțiuni care sunt întreprinse peste Marea Neagră, adică violări ale spațiului aerian, trecerea ale avionilor rusești prea aproape de zonele care sunt interzise, are loc această acțiune politică. Ea nu este prima. Întrunirile astea ale șefilor de stat din zona asta au loc repetat, au mai avut unele în trecut, acum un an și acum 2 ani, dacă nu mă înșel. De data asta se întrunesc sub o coordonare și, mă rog, dacă n-ar fi fost contextul pandemic, poate mulți dintre ei ar fi venit aici. Se întrunesc într-o coordonare de la București. Președintele Poloniei este el însuși prezent aici, Andrei Duda. El a și avut o întâlnire cu președintele Iohannis în urmă cu câteva ore. Au și făcut câteva declarații și de aici spun că nu există nicio îndoială că întrunirea de la ora 16, ședința asta este destinată securității în spațiul estic. De asta, pentru spațiul acesta politic și pentru România, dar și pentru țările prezente aici, prezența președintelui Biden este un punct foarte important, pentru că președintele Biden își va arăta sprijinul pentru aceste țări care au o relație tulburată și tulbure cu Rusia de-a lungul timpului și probabil va da un semnal că ele nu sunt abandonate sau lăsate în zona de influență a politicii rusești. De fapt, asta e marea miză care apasă statele noastre, și România, și Polonia, și țările baltice, și Bulgaria, de-a lungul ultimelor 10 de ani, căci despre asta e vorba. Noi avem aici un trecut în care părți din România au fost luate prin rapt, tezaurul României este acolo, ne-au adus un regim de ocupație și un regim care a distrus elita românească vreme de-a lungul multor zeci de ani. Și asta s-a întâmplat în toate aceste state. De asta noi suntem îngrijorați și avem o relație nerezolvată cu Rusia în foarte multe puncte de vedere. Prezența președintelui Biden este un mare, mare punct și o, cum să zic, un semnal pozitiv că suntem bine în lumea occidentală către care ne uităm.
Mă uit aici pe declarația președintelui Duda, președintele Poloniei, făcută în după amiaza asta, mai tranșantă decât calculele diplomatice. El spune că, de exemplu, este preocupat de ceea ce se întâmplă în Belarus, un stat aflat sub influență puternică rusească, un stat care a trecut printr-un tip de revoltă în timpul anului trecut, dacă țineți minte tot ce s-a întâmplat acolo, și în care spune că liderii ai minorității poloneze, spune Andrzej Duda, au fost arestați de către guvernul din Belarus, de exemplu. Va fi și președintele și secretarul general al NATO alături de președintele Biden la această ședință și, sigur, colegii noștri de la știri vă vor ține la curent cu comunicatele. Nu cred că vor fi declarații decât din partea președintelui României, dar vom avea toate detaliile necesare ceva mai târziu despre întrunirea asta și probabil că vor fi discutate și la Piața Victoriei. Îți mulțumim, Cătălin. Rațiunea zilei se întoarce mâine pe drum cu prioritate, iar Cătălin Striblea la România în direct de la 13:15. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.